Spre încântarea ofertanților și bucuria clienților, campania Black Friday a înregistrat un succes în acest an și în turism. Asta întrucât o parte dintre agențiile de turism din țară s-au aliniat celui mai nou trend în retailul românesc. A fost ocazie bună pentru cei care își plănuiesc deja vacanța de anul viitor să cumpere pachete la prețuri mult mai mici. N-a fost însă timp de stat pe gânduri, pentru că ofertele au avut un termen limitat. Reghinenii interesați au profitat mai ales de vacanțe în țară. Ca să vă dau un exemplu ce s-a întâmplat în ziua de Black Friday, pentru pachetele turistice care cuprindeau și masă, gen tichete valorice, valoarea tichetelor valorice au fost duble, dar doar pentru ziua de Black Friday. În rest, există reduceri destul de mari încă și în perioada aceasta. Reducerile pot să ajungă până la 35-40% pentru litoralul românesc și pentru străinătate avem reduceri de până în 20%. Dar agenții de turism au vești bune pentru cei care au ratat Black Friday. Până la sfârșitul acestui an mai sunt încă două etape de reduceri. Tot ce aveți de făcut este să consultați ofertele și să vă decideți. Unele pachete s-ar putea să vi se pară chiar extrem de avantajoase. Este și cazul unor destinații exotice din Grecia. Există un program care se numește Smart Villa. Este un program cu reduceri de până la 50%. Programul se referă la zonele Lefkada și la Schiatos. Sunt niște programe cu transport cu avionul din Cluj-Napoca și pachetul cuprinde vile din zona Lefkada și Schiatos. Vile de 3 stele cu mic dejun inclus, transport din Cluj-Napoca și taxe de aeroport și prețul ajunge la 300 de euro. Dar aceste reduceri sunt doar până la sfârșitul acestei luni. A doua etapă de reduceri va dura până la finele anului, timp suficient pentru cei care se decid mai greu. Iar dacă preferați litoralul bulgăresc, unele agenții de turism vin cu oferte nemaipomenite până acum, menite să vă dea timp să procurați suma necesară de bani. Anul acesta s-a schimbat, în sensul că se plătește un avans până la termenul limită și diferența de plată se plătește la 30 de zile înainte de intrare la cazare. Le dă un răgaz turiștilor să își mai adune bani, dar să și beneficieze de reducere în perioada aceasta. Între timp, pentru cei care nu se gândesc încă la concediul de anul viitor, ci la mini-vacanța sărbătorilor de iarnă, agențiile de turism au conturate oferte clare, atât pentru țară cât și pentru străinătate, pachete ce acoperă toate gusturile și preferințele clienților.